Pentru unele cupluri, conceperea unui copil este foarte dificilă. Din cauza infertilității, o problemă larg răspândită, atât în rândul femeilor, cât și în cel al bărbaților. Discutăm astăzi, în această ediție, cu genericul prosănătatea despre infertilitatea masculină cu domnul Ion Dumbrăveanu, doctor habilitat în științe medicale, medic androlog, catedra de urologie și nefrologie chirurgicală din cadrul USMF Nicolae Testemițanu. Stimate domnule Dumbrăveanu, bine ați venit! Bine v-am găsit! Care sunt cauzele care declanșează infertilitatea la bărbați? De fapt, ele ar fi mai multe. Știți însă, cuvântul infertilitate este un cuvânt așa destul de, n-aș zice dur, dar un cuvânt cu mai multe conotații. Adică nu este fertil sau este mai puțin fertil și trebuie de deosebit de cei care în genere sunt sterili complet. Ei, dar astea sunt alte conotații. Dar cauzele care ar fi? Ar fi cauze congenitale, deci cauze ca așa s-a născut persoana respectivă, sau sunt cauze care s-au dobândit pe parcursul vieții. Cele dobândite, că de fapt astea pe undeva poate să survină întrebarea dacă pot fi sau nu pot fi prevenite, cele care ar fi dobândite la rândul lor iarăși sunt de câteva tipuri, adică, pot fi dobândite sau pot apărea diferite maladii, diferite boli care va influența asupra infertilității. De exemplu, aceeași inflamație, aceeași prostatită sau aceeași orhită, inflamație testiculară, de diferite cauze. Dar o altă cauză infertilității mai puțin cunoscută, dar care tot este dobândită, uh mai bine zis, sunt cauzele de mediu, cauzele de comportament, cauzele de alimentare, cauzele de ce facem, cum facem. Mod de viață. Da, deci sunt mai... ar fi foarte multe. Dacă e să vorbim chiar și de aceleași cauze, să zicem, congenitale, genetice, e bine, conform ultimelor date care noi încercăm să dispunem sau le aflăm, Chiar și aceste cauze genetice cu care bărbatul s-a născut, ele de fapt tot pot fi dobândite în timpul gravidității mamei lui. Deci, dacă mama în timpul gravidității a fost supusă anumitor factori nocivi, chiar și aceiași radiație sau aceiași hormoni estrogeni care au fost utilizați neconform vor apărea maladii genetice la sexul masculin, fătul de sex masculin, și el va deveni infertil. Deci sunt foarte multe cauze. Foarte, foarte multe. Care sunt factorii de risc? Că dumneavoastră v-ați apucat, într-un fel, să ne spuneți despre ei, legați de infertilitate. De fapt, ca să înțelegem factorii de risc, trebuie să ne dăm seama cum decurge spermatogeneza, de ce bărbatul este fertil sau este infertil. Da, bă, deci, totul depinde de calitatea materialului seminal științific sau de calitatea spermei. Ori, această spermatogeneză se produce la nivel de testicul. Iar asupra ei influențează atât nivelul hormonal al bărbatului, care, într-un fel sau altul, este puțin dependent de factorii de mediu, dar poate fi, dar influențează însă starea testicolilor la moment. Procesul de spermatogeneză nu decurge o zi sau două, el decurge aproape trei luni. Ei bine, dacă pe această perioadă de trei luni vor apărea apă anumiți factori de risc, nocivi, bineînțeles că ea va fi dereglată. Iar cel mai, cel mai simplu factor de risc este temperatura. Dumneavoastră nu v-ați pus întrebarea de ce în testicole temperatura tot timpul este cu 1-2 grade mai mică decât temperatura corpului. Anume din această cauză. Pentru ca să se decurgă spermatogeneza corect, nu este necesar 36, 6 sau 37, dar 35 de grade. Și atunci, dacă această barieră este dereglată, atunci, bineînțeles, va suferi spermatogeneza. Dar când ea e dereglată? E foarte simplu. Chiar și aceea cum se îmbracă bărbatul sau adolescentul, fiindcă acum foarte este la mod așa slip de ăștia înguște, așa se arate toate organele, și toți se râd de așa numiții, să zicem, îmbrăcăminte mai intimă, tip familial, cum era pe de vechi, deci mai largă. Ei bine, Toată această îmbrăcăminte intimă foarte și foarte îngustă va deregla spermatogeneza. Deci este un exemplu, așa să zicem, clasic. Sau, iarăși, cei care sunt foarte, foarte amatori de saune, nu pot fără saune. Ei bine, timp foarte îndelungat, dacă se vor afla la o temperatură mult, mult mai ridicată, va fi dereglată spermatogeneza. Deci sunt extrem, extrem de mulți factori la nivel uh, testicular. Ne mai vorbim de faptul că pentru ca să apară un materie seminală normală, deci este necesar de anumite materii nutritive, de anumiți, uh, anumiți hormoni, anumite vitamine, anumite minerale. Nutrienți. Nutrienți, da. desigur. Dar de unde se iau ei? Ei se iau din alimentare și atunci cum noi ne alimentăm, așa gândim. Și nu numai gândim, dar așa vom da naștere la urmaș. Deci, pe de o parte, subnutriția, dar asta e în trecut. La noi acum e altă problemă supranutriția, supraponderabilitatea, fiindcă bărbatul supraponderal, bărbatul care are un index de masă corporală, să zicem, mare, deci așa îi place, fiindcă, știți cum se zice la moldoveni, gras, rumă și frumos, Ei bine, nu e chiar așa fiindcă vorba mea mai departe, deja ca specialist, este și prinăuntru putret, fiindcă gras rumă frumos, asta înseamnă dereglarea statutului hormonal, deci acolo deja începe predomina estrogenii, mai ales la bărbați, iar estrogenii vor influența asupra spermatogenezei. Exact la același bărbat vor predomina anumite grăsimi, deci același, să zicem, colesterol cu o densitate foarte mică, care va influența nemijlocit asupra spermatogenezei. Mai departe ce consumăm, deci exemplu clasic pe care eu îl dau la studenți mereu, deci este aceeași apă consumată din recipiente de plastic. Să ne punem întrebarea, de ce în țările care se consideră un pic mai dezvoltate ca noi, recipientele de plastic au fost interzise? Foarte simplu, din cauza că ele conțin bisfenol, iar bisfenolul, dacă pătrunde în organismul masculin, influențează direct fertilitatea. Deci s-au făcut experimente pe șobolani, care noi știm că sunt cei cei mai fertili. Ori, în decurs de câteva luni, ei au fost supuși unei doze un pic mai mare anume de acest produs, bisfenol. În jurul lor era doar bisfenol, consumau apă din bisfenol. Și peste câteva luni, toți au devenit infertili. Nu mai era Material seminal, spermatogeneza s-a dereglat. Deci sunt foarte, foarte multe conotații aici. Ar exista anumite simptome care ar trebui să-l pună în gardă pe, pe un bărbat să se adreseze medicului, sau cum, aș putea, cum ar putea să-și dea seama că. E foarte simplu, de fapt, nu atât pe bărbat. Sau un cuplu. Probabil. Simptomele sunt ale cuplului, fiindcă se consideră că într-un an de viață intimă, fără contracepție, trebuie să survină graviditatea. Dacă această graviditate nu survine în decurs de un an de zile, trebuie căutate cauzele. Și în primul și în primul rând, trebuie căutat bărbatul, fiindcă este cel mai simplu. Deci este necesară o simplă spermogramă care ne va deschide foarte, foarte multe informații. Ne va da foarte multe informații. În Cu noi, în societate, mai mult parcă, de parcă femeia ar fi vinovată de. Corect, de această Corect. Deci este, din foarte multe puncte de vedere, noi suntem încă o societate arhaică. Deci, în genere. Să zicem, percepția neamului nostru românesc este un pic conservatoare. Deci, cam mai greu noi acceptăm ceea ce este nou, și din această cauză, inclusiv nu acceptăm că infertilitatea poate fi și de cauză masculină. Ori, statistic este demonstrat că circa 30% este de vină doar bărbat într-un cuplu infertil. În circa 20-30% sunt de vină ambii, și doar cam 40% femeie. Deci, cu alte cuvinte, dacă ne uităm așa, să zicem, fără mari statistici, Ia, da. deci noi vorbim de cuplu. În cuplu sunt doi. Este ea, este el. Și atunci și cauza, că nu sunt bebeluși, că nu apare copilul, deci cauza se împarte exact la doi, în mod egal. Ori, din punct de vedere cum să vedem cauza, E mult mai simplu ca bărbatul să facă, repet, o spermogramă. Un alt sfat ar fi care ar fi corect, cândva erau aceste servicii de preconcepții, încă, așa în timpurile mai vechi, acum pe undeva ele au dispărut, dar bărbații care se respectă, dar în genul cuplurile, înainte de a forma un cuplu, ar fi bine să facă examinarea la ambii inclusiv din punct de vedere al fertilității, fiindcă de multe ori, și atunci se vor decide. Deci știți, asta nu e sfârșitul lumii dacă un partener din cuplu este infertil, fiindcă dacă este dragoste, atunci există foarte multe tehnologii care ajută la depășirea acestei bariere, dar trebuie de cunoscut de la bun început condițiile, în ce condiții ne căsătorim și ce urmează să facem. Fiindcă tratamentul infertilității masculine poate fi foarte simplu, dar poate fi de durată. Poate necesita tehnici chirurgicale, costisitoare. Și atunci de multe ori știți eu mă întâlnesc cu cupluri care parcă parcă se iubeau, dar când au aflat că pentru a rezolva problema. Da. Este necesară răbdare, e, sunt necesare resurse financiare pur și simplu se distramă. Da, v-ați apucat un pic să ne spuneți despre tratamente. Ce tratamente se recomandă în cauzul infertilității masculine? Odată ce e stabilită deja, de fapt, ce e stabilit diagnosticul și odată ce cunoaștem cauzele, dar până aici să știți că este o cale lungă și eu mă adresez la toți bărbații sau cuplurile care suferă de așa ceva că e foarte dificil să pui un diagnostic corect să stabilești corect cauzele în baza doar la una, două analize sau investigații. Deci, investigațiile pentru infertilitatea masculină sunt destul de sofisticate și destul de costisitoare. Dar, odată ce a fost stabilit diagnosticul, există remedii de tratament. Cele cele mai simple sunt aceiași nutrituienți care noi am vorbit, deci produse alimentare și nu doar, dar produse parafarmaceutice care conțin doze mari de vitamine și minerale de un anumit tip. Trebuie să cunoaștem că nu toate vitaminele și mineralele sunt la fel. Deci vitaminele și mineralele, de exemplu, care se folosesc în sala de forță, ele au drept scop creșterea masei musculare și nici de cum nu a spermatogenezei. Deci sunt vitamine și minerale care influențează direct asupra procesului de spermatogeneză. Dar asta este cel mai, să zicem, simplu sau cea mai fericită soluție, fiindcă un pic mai complicat sunt deja preparatele hormonale deci se utilizează preparate hormonale, la fel ca, la, ca și la partenera feminină și la bărbat. Deci dacă sunt insuficiențe de hormoni, deci este, se administrează anumiți hormoni. Mai departe, dacă cauza infertilității este inflamatorie, deci anumite inflamații, maladii, infecții, E clar că tratamentul va fi antibacterian, antiinflamator, dar de durată. Sau tratamentul în complex. Acestea ar fi tratamente, să zicem, cu alură conservatoare. În alte situații se aplică tratament chirurgical. Deci, dacă este vorba de o obstrucție, uh -huh. deci se formează spermatozoizi, dar ei nu pot ajunge la ovul, nu ating ținta. Ei bine, atunci sunt tehnici. Chirurgicale sau microchirurgicale se fac în centre specializate, dar care ajută la rezolvarea problemei. Poate duce în afară de faptul că cuplul nu poate avea copii, poate duce la alte complicații, infertilitatea masculină legată de sănătatea bărbatului. Însă infertilitatea nu e, vă spun, nu e o maladie așa propriu zisă, deci este o stare, e o situație. Infertilitatea în cuplu poate duce la conotații foarte mari de origine psihosocială, psihoemoțională, multe cupluri se destramă. Dar, în ceea ce privește cauzele infertilității, bineînțeles că sunt foarte multe situații. Știți deja în experiența pe care o am pe parcurs de câțiva zeci de ani de când practic am asemenea pacienți sau tratez infertilitatea, au fost situații când am depistat și cancere de testicole, au fost situații, eu aș zice, anecdotice, când am depistat bărbați cu vârsta de peste 30 de ani, cu absența ambelor testicule, mă rog, ele erau, dar erau în cavitate abdominală, așa zisă criptorhidie, cu absența completă a spermatozoizilor, dar în asemenea situații, într-adevăr, este o complicație majoră, iarăși e cale directă spre cancerul de testicol. Deci, este ar fi uh, o situație. Uh, alte situații, uh, iarăși, anumite maladii uh, dobândite, deci uh, aceleași uh, orhite, uh, deci inflamație testiculară, deci poate duce la dereglarea, să zicem, probleme pe urmă de ordin hormonal sau probleme de o inflamație persistentă, cronică în organism, cu apariția altor focare în organism, așa în artrite, etc. Dar totul pornește de la o banală, să zicem, prostatită, infertilitate, etc. Cu alte cuvinte, pacientul care suferă de infertilitate, cuplu care suferă de infertilitate, trebuie să se adreseze la medicul androlog, respectiv ginecolog, dacă e vorba de partenera feminină, pentru a evalua cauzele și a preîntâmpina, într-adevăr, anumite complicații care pot fi preîntâmpinate. Un alt exemplu, aceeași maladie Kleinfelter, deci este o maladie genetică. Ea se manifestă cu infertilitate inițial. De fapt, cuplurile se adresează că nu pot avea copii. Depistăm această maladie, recomandăm tratament hormonal, nu vom trata fertilitatea, dar vom preveni, să zicem, așa zisă, îmbătrânire precoce, fiindcă acești pacienți vor avea insuficiență de hormon. Ei se adresează la 30, și ei nu știu că la 40-50 de ani, organismul lor va fi deja ca de 60-70. Dacă prescriem tratament de substituție hormonală la timp, el va duce o viață absolut normală, ca și toți ceilalți. Da, într-adevăr, nu va avea copii, dar uh, vom preîntâmpina alte maladii. Cu alte cuvinte, infertilitatea, pe de o parte, este o situație foarte neplăcută, pe de altă parte, dacă te adresezi la timp, poți depista și preveni, într-adevăr, alte maladii cu urmări mai grave. Iată, noi trăim într-o țară post-sovietică, poate cu mentalitatea un pic mai în urma celor europeni din activitatea dumneavoastră, din experiență, observați, există rușinea asta a bărbaților sau mentalitatea că, ce o să zic, nu știu cine, dacă am să mă adresez doctorului, că o să vorbească așa, există chestia asta la noi în societate? Bineînțeles că există. Bineînțeles că există și mentalitatea aceasta care am mai vorbit sovietică, ar fi în primul rând la cuplurile infertile că 90% dintre bărbat învinuiește femeie. Deci, mentalitatea sovietică se manifestă și prin atitudinea față de femeie. Deci, cu părere de rău asta e. Deci, în, în societatea noastră, nu știu de ce bărbatul se crede cel dominant. Și atunci, dacă apare o problemă în familie, primul lucru învinuiește femeia. Deci, este un aspect. Urmarea acestui fapt, foarte puțini acceptă. Să vină la un medic. Am zeci de situații când întâi vine partenera, plânge, spune nu știu cum să-l fac să vină, că nu vrea să vină categoric. Cu foarte mare greu îl conving deja, uneori vorbesc la telefon, îi spun eu că uite, trebuie să veniți să vedem ce aveți. Și la care îmi spun eu sunt foarte ocupat, eu am serviciu, nu vă închipuiți cine sunt eu mă scuzați, poți fi oricine, dar acum este o problemă, este o problemă în cuplu care trebuie rezolvată. Deci, cu părere de rău, există asemenea mentalitate. Nu știu, eu sper că cu timpul ea pe undeva... Chiar și la cei tineri observați? La cei tineri poate mai puțin, poate că mai puțin. Ceea ce observ la tineri este o depistare tardivă, o diagnosticare tardivă a cauzelor care pot provoca infertilitate. Deci, asta este. Dacă, să zicem, acum câțiva ani, chiar când am început activitatea, era, de exemplu, un exemplu clasic. Era obligatoriu, să zicem, examinarea băiețașelor înainte de a face armata. Exact. Era foarte simplu, se făcea o examinare simplă, inclusiv se, se vedeau, se examinau organele genitale. Ei bine, n-aș zice anecdotic, tragic. Deci, câteva luni în urmă, a venit un tânăr de 30 de ani cu probleme de infertilitate. El s-a căsătorit și nu, nu erau copii. În momentul când l-am examinat, o examinare simplă, examinarea testicolelor, le are sau nu le are, testicole erau de mai puțin de un centimetru. La întrebarea mea, dar tu ai făcut armata? Da, am făcut armata în Republica Moldova un an jumate. Și atunci, întrebarea mea este cine este medicul celălalt care i-a permis să facă, fiindcă el avea o problemă congenitală, genetică, un sindrom destul de, mă rog, care nu chiar îi permitea să facă efort fizic, etc. Sau banalul varicocel? Deci varicocelul care noi îl depistăm la vârsta de 20-25 de ani La tineri care s-au făcut, s-au s -au eschivat de la armată cine le-a pus două ștampile că are ceva sau nu are sau nu a făcut Deci cu părere de rău, iată asta observ la tineri Deci o depistare tardivă a cauzelor care poate provoca infertilitatea sau pot provoca bolile sexual transmisibile netratate duc, pot duce la infertilitate. Desigur. Deci aici este fără echivoc, nu avem ce, ne, ce căuta, că poate da, că poate nu. Deci orice infecție este potențial factor de risc al infertilității. Prin mai multe mecanisme, pot să vorbesc o oră de mecanisme, dar răspunsul este da. Orice infecție este potențial, potențială cauză de infertilitate. În final, ce sfaturi aveți pentru ascultătorii noștri? Păi sfaturi ar fi mai multe. Deci, în primul rând, pentru cuplurile care s-au întâlnit cu asemenea probleme, să se examineze, să nu dispere și să nu uite că 50% poate fi vina bărbatului. Deci să se adreseze la un medic androlog care va stabili, să zicem, algoritmul de diagnostic, apoi de tratament pentru cei care nu s-au întâlnit cu asemenea problemă și cred că ei sunt absolut sănătoși, că la ei este absolut perfect. Înainte de a face un pas, de exemplu, chiar spre căsătorie, să se examineze. Deci iarăși același medic androlog care o examinare banală, o examinare a spermei, o spermogramă, nu este nimic rușinos în aceasta și dacă este normal, nicio problemă înainte. Dacă nu, atunci să se trateze la timp. Cam asta ar fi. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult și vă mai aștept cu drag la noi. Cu plăcere. Multă sănătate tuturor. Mulțumim. Dragi ascultători, atât a fost pentru astăzi. Am vorbit despre infertilitatea masculină cu domnul Ion Dumbraveanu doctor habilitat în științe medicale. Vă aștept cu drag și data viitoare. Până atunci, aveți grijă de sănătate. Numai bine!